carnea este considerată unul dintre cele mai consumate produse din întreaga lume. Sățioasă și aromată, aceasta este o adevărată tentație culinară pentru fiecare dintre noi. Cu toate acestea, specialiștii în ecologie și medicină ne sfătuiesc să o consumăm cu înțelepciune. Iată care sunt motivele. 1. Ai grijă de inima ta. Mănâncă mai puțină carne roșie. Recent este făcut un studiu unde în America, la Harvard, la o facultate de medicină, studiul este făcut pe 120.000 de persoane, unde a fost demonstrat că întrebuințarea cărnii roșii mărește, înseamnă că riscul cardiovascular de 30%. 2. Micșorează-ți riscurile de a face cancer. Potrivit unui studiu prezentat în British Journal of Cancer, femeile care au mâncat multă carne roșie procesată prezentau un risc mai mare de a avea cancer la sân. Studiul a fost realizat pe un eșantion de peste 35.000 de femei. 3. Fii eco. Ai grijă de natură. În 2006, Organizația de Alimentație și Agricultură din cadrul ONU a emis un raport potrivit căruia industria creșterii animalelor creează probleme de ordin ecologic pe pământ, poluând și consumând foarte multe resurse. 4. Păstrează-ți silueta. Consumă carne mai rar. Carnea este bogată în colesterol și ne aportă grăsimi în organism și plăcile de colesterol se depozitează pe vase, ca rezultat survine maladia ateroscleroza. Pe când legumele sunt bogate în fibre vegetale, celuloză, măresc peristaltica și ne simțim mult mai bine după consumul de legume. Eu aș recomanda săptămânal să fie 2-3 prize de carne de pește, nu mai mult de 2 prize de carne de curcan sau pui. 5. Fii prietenul animalelor. Potrivit Departamentului de Agricultură din Statele Unite ale Americii, în 2011, în jur de 9 bilioane de vaci, curcani, rațe, porci și oi au fost sacrificate pentru alimentația oamenilor.